Hai să vedem pentru ziua de joi 5 august care este mesajul de la cărțile de tarot. Foarte frumos! Avem aici cavalerul de bâte, foarte multă pasiune și foarte multă energie. Este important în această zi să-ți consumi energia într-un fel productiv. Fie că faci curat, lucrezi în grădină, mergi să faci sport, indiferent cum îți place sau cum e mai la îndemâna ta să-ți consumi energia, fă acest lucru, pentru că dacă nu depui suficient efort fizic în această zi, o să ajungi la finalul zilei cu oboseală mentală, dar cu insomnii. Astăzi trebuie să-ți canalizezi forța ta fizică în a realiza ceva productiv. O altă variantă foarte bună de a te folosi de energia acestei cărți este ca atunci când trebuie să iei o decizie în această zi, să nu îi lași pe oamenii din jurul tău să te presioneze, să te oblige să mergi într-o direcție sau alta. Folosește-ți autonomia de gândire, de acționare, ca să iei decizii pe cont propriu, să faci ceea ce tu simți, ceea ce tu crezi, ceea ce tu știi că este mai bine pentru tine. Nu-i lăsa pe cei din jurul tău să te influențeze în această zi. Pentru că aici instinctul tău nu te înșală și chiar dacă alegerea ta pare una ciudată, ieșită din comun, nu pare alegerea logică, la final o să te ducă la victorie. Pentru că aici șansa este de partea celor îndrăzneți. Așa că astăzi ar trebui să îndrăznești, să îndrăznești să visezi, să îndrăznești să acționezi în direcția în care tu îți dorești să acționezi. Va fi o zi frumoasă. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea de tarot și vrei să vezi mai multe etalări, inclusiv etalări lunare pe zodii și etalări intuitive de tipul alege o carte, care sunt general valabilă fie că le vezi acum, peste un an sau peste 10 ani, te invit pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!